Vocația de profesor, dar și dragostea pentru elevi, uneori se transmite genetic. E și povestea familiei Cernei. Mama Elena și fiica Cristina activează împreună la aceeași instituție de învățământ din capitală. Deși au diferite abordări și predau diferite discipline, ambele încearcă mereu să atragă discipolii și să cultive în ei dragostea pentru cunoștințe. Pe cele două femei le-am surprins în plin proces de lucru, fiind înconjurate de zeci de elevi. Totuși, la una dintre pauze, am reușit să le descoasem de secretele acestei profesii nobile. Deja eram căsătorit și aveam 3 copii, atunci m-am dus la facultate. La filologie, la Universitatea de Stat din Republica Moldova. Și copiii mei, practic, au crescut cu mine învățând la facultate. Cristina, care a ales această profesie, a fost al doilea copil din familie. Nu știu dacă asta a determinat-o să fie profesor. Dar eu eram determinat să fiu profesor din cauza că așa am simțit eu toată viața că trebuie să fiu profesor. Am simțit că am nevoia și pentru mine, și pentru copiii mei, dar și pentru alți oameni, că vedea lumea în mine ceva mai mult decât vedeam eu. Iar colega sa de breaslă este chiar fiica mijlocie, Cristina. Ea ne-a mărturisit că inițial se vedea jurnalist, însă acum nu regretă că și-a ascultat părinții urmând calea aleasă în tinerețe și de către mama sa. Părinții au decis că ar fi mai bine dacă aș încerca și profesia de profesoară. Mi-a plăcut foarte mult abia atunci când am ajuns chiar în fața eleilor și am văzut ce influență aș putea avea asupra lor dacă le-aș oferi ocazia de a-și expune gândurile, dacă le-aș accepta așa cum sunt. Și atunci am înțeles că este o profesie pe care aș îndrăgi-o. Și deși este dascăl cu normă întreagă, Cristina nu ezită să descopere și să exploreze tărâmuri noi. Jurnalismul încă îi cam dă târcoale tinerei profesoare. Scriu articole, încerc să fac în vârf conferințe să particip. Plus la asta am participat și la hackathonul Puterea 5, în care am participat cu elevi, am fost și educație pentru media predau. Cel mai mult ce apreciez la mama sau la doamna Cernei este faptul că este mult mai iertătoare decât mine și tare îmi trebuiește aceste calități, că le simt că nu le am. Dar foarte multe le-am înțeles prin faptul că cum abordează lucrurile, ce atitudine are față de pe care o predă, față de copii, față de angajați sau față de colegi. Pe mine asta este ceva care eu mai greu accept, pentru că sunt din profesie mai rebelă. În zi de sărbătoare, atât mama cât și fiica au fost modeste în dorințe, însă totuși și doamna Elena, dar și Cristina au fost unanime în ideea că o comunicare mai eficientă, dar și o altfel de atitudine ar plasa din nou profesia de pedagog pe piedestalul bine meritat. Să fie toată lumea sănătoasă, să fie pace pe acest pământ, să avem cât mai multă comunicare eficientă pentru a putea ajuta generațiile care vin să-și dezvolte competențele de care au nevoie să integreze social, fiindcă lumea se dezvoltă, noi ne dezvoltăm, copiii care vin sunt deosebiți, nu sunt niște copii obișnuiți. Vrem o altă de atitudine din partea societății sau cum suntem noi acceptați ca profesori în școală. Noi nu vrem atâtea cât ni se spun că vrem. Noi vrem să fim acceptați și noi că suntem nu doar profesioniști, dar suntem și oameni. Vrem să ni se ofere posibilitatea de a alege cum predăm fără critica părinților, care uneori este nejustificată pentru că totuși făcând studii în domeniu cunoaștem mai mult cum să abordăm o temă de predare decât cineva care vede din aparte și să aibă încredere pentru că noi facem formări, noi ne ducem și vedem cum lucrează alții. Noi nu suntem oameni incompetenți în sistem, noi suntem oameni care merităm o atitudine.